Am părăsit campingul Kekek din Maribor. Am făcut și noi cumpărăturile și din păcate ne-a băgat plăicica. Măcar am stat, n-am stat așa mult, dar ne-a băgat plăicica într-o stație de autobuz. Și acum îi dăm către lacul Bolotan. Aveam 220, mai avem 213 km de făcut. Deja suntem întârziați de ploaie, să vedem când ajungem. Și vedem ce facem pe drum. Da. Haleu și pauză, că ne plouă și plouă bine.
Dar ce băuși? Ce băuși, pată? What? Ia să vedem luna, să văd cum, să vede luna cum pomii aia, nu trebuie. What? No. Neața, hello. Hai că noaptea trecută am mers până la miezul nopții. Și apoi am tras așa un wild camping, am căzut cu cortul pe marginea drumului. Nu s-a mai putut merge, domnișoara mea era ruptă, am făcut el de la 170-180 de kilometri și mai avem 40 de făcut până la lac, până la Bolotan. Și acum aștept să mi se trezească domnișoara și o întindem. Tindem către Bolotan, unde o să facem ceva de pizza pe acolo. Și mai stăm vreo două zile și apoi planul este tren și acasă. S-a trezit, fugi, ia, a apărut un betul. Hai că să te bag în bălăric. Da. Da, copii. A fost greu, dar nu. Cum sunt de azi? Cât este mamă, cât să rămâși frumos, dar să fie bun de pista. Aha. Cineva e... Cineva nu e bucură. Mai cât e greu. Să înțeleg că nu ești prea bucuroasă. Dar văd că e cam tulbure acum. Să vedem și noi un pic ce e aici. Ia uite aici încărcări de biciclete, de... Aici,
apa. Auzi? Hai. Gata. Aaaa. Hai să băgăm și noi. Două, trei poze. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă aici, pentru că acum nu prea m-a convins deloc. Mi-a uitat ce frumușel tot. Aici, I really like it a lot. It's nice. Dau frageacă ceva, că ți-o fi frig? A dus ea 1000 de kilometri de 11 ani. Da? Ea este a mea. Uite-te un pic, ai grijă un pic aici, că e aglomerat. Facem dreapta.